Dacă practici mult, dacă știi tehnicile, nu-i, I guess it's just in your mind, în minte și în ochi, știi? Sunt René Lucian, de loc din Deva. Sunt de 20 de ani în United States. M-am mutat în Atlanta, din Florida, anul trecut. Prima pictură am făcut-o în clasa 4-a. Am 44 de ani, deci o grămadă de ani. Tot desenez, tot timpul unde sunt, vorbesc cu cineva, de obicei tot merge mâna și desenez ceva. Mi-a plăcut poziția asta și tot am încercat cum să-i combin, cum să, ca și cum doi care dansează, te gândești cum să, cum e mai bine, cum arată ei mai bine și... Pictura asta am făcut-o, dacă îți vine să crezi sau nu, în 2 ore. Așa, când te uiți la prima impresie, zici că e așa complicat și probabil că o dura nu știu cât să faci, știi? Dar probabil la festival o să fac una din asta să vezi că, actually, așa, e surprinzător de ușor. Că am luat numai o bucată de hârtie și am pus vopsea și am tapetat toată asta cu vopsea. Dacă iei numai pensula și numai poți așa în joacă să pui ceva aici așa, dacă cineva stă și te vede cum o faci, zici, oh, pot să fac și eu asta. Dacă știi tehnicile, dacă practici mult, dacă știi tehnicile, nu-i, I guess it's just in your mind, în minte și în ochi, știi, să vezi, să vezi finalul picturii de la început. Eu totdeauna pictez din spate în față. Asta e toată tricul, să ai imaginație, să vezi totul de la început, cum arată, cum trebuie să arate la final. Asta vreau, deci, asta aveam în minte când am făcut asta, să fac așa o serie de două, trei, patru picturi care să arate femeia, frumusețea ei. Bun, asta m-am apucat astăzi să pictez. Ce vreau să fac aici, o să fie la final așa un fel de furtună, noaptea. Aici o să vezi o stâncă, aici o să fie încă apă și valuri. Cum am spus înainte, dacă trebuie să vezi din spate în față, trebuie să le imaginezi toate cum vin una peste alta și să le pui după aceea în ordine. Dacă fac numai așa ușor, vezi, o să automat vezi imediat cum apare. Toată partea asta o să fie un pic, în partea asta o să fie mai întunecat. Pretty simple, tot cum le pui și ce efect dă fiecare. La Festivalul Românesc am un loc unde o să fac câteva demonstrații de picturi și dacă sunt cineva interesat și vrea să vină și vrea să învețe mai mult, vă încurajez să veniți. O să fie muzică, o să fie bere, o să fie mici, o să fie artă, o să fie un pic de everything. So, take your family, take your dog, take your cat, everybody show up.